Alo, bună, ce faci? Bună, bine, stau. Da, super. Vreau să te întreb dacă am putea să ne vedem în jumătate de oră, o oră la mine, cu am pe nevastă mea plecată pe cala masa cu Paștele. Și dacă faci... Ce tare a fost asta. Îmi pare rău, mă fac de plasări la domiciliu, dacă vrei vin la mine. Ok, super, e vin. Dar vreau să te întreb dacă faci și fantezii. Vreau să zic din start că plătesc în plus pentru ce vreau, e puțin mai altfel. Nu știu dacă ai mai făcut și să joci și roluri, adică roleplay. Faci? Știu ce vrei să spui. Ok, super. Păi atunci ai pus să vin la tine și mă interesează cu... Mie îmi plac animalele, ceva cu animale. Adică când facem sex să ne jucăm de animalele. Ai mai făcut așa ceva? Da. Super. În ce zonă stai tu? Jumătate de oră sunt acolo. Te sun când ajung, da? Da, sunt ajungi. Bine, pa, pa. Alo, bună, ce faci? Bine. Super. Lucrezi acum? Putea să ne vedem în jumătate de oră la mine? Că am pe nevastă, m-a plecat la măsa cu Paștele și mă plictise singur. Da, am înțeles. Da, nu vin acum, nu mă depășesc. Ok. Vin. Vreau să te întreb dacă faci și fantezii. Păi, roleplay ai făcut vreodată, adică să ne jucăm roluri? Ai vrea să jucăm roluri? Nu ai vrea sau n-ai făcut? Ok. Păi da, dar să știu dacă mă deplasez sau nu, că... Ah, ok, bine atunci. Și, adică să ne jucăm de animale, asta m-ar interesa. Da, hai, ok, bine. În ce zonă stai? Poftim? Pe Milkov. Milkov. Ok, bine atunci. Bine. Dar dacă ajung acolo, nu te răzgândești, da? Nu, clar, că mă sunt căzutăți. Da, nu, că am mai pățit să ajung acolo și să răzgândească, să-mi zică că de fapt nu fac. Că... Da, da? Aha. Bine atunci, hai că te sunt când ajung, da? Bine. Bine, te pupa. Deci avem două să sunăm la prea. Oh, super! Alo! Alo, bună, ce faci? Bună, bine! Super, lucrezi acum, am putea să ne vedem în jumătate de oră la mine, că am pe nevastă m-a plecat la măsa cu Paștele și mă cam plictise singur. Bun, foarte place stradă, dacă vreți multe la mine. Ok, super. Vreau să te întreb dacă faci și fantezii. Ce-o de bucetia? Do, să mi-i ridică. Do. Alo? Alo, bună, ce faci? Bine. Super, lucrezi acum, am putea să ne vedem în jumătate de oră, dar aș vrea să, dacă se poate, să vii la mine cu om, pe nevastă m-a plecat la măsa cu Paștele și... Ok, atunci mă deplasez eu. Vreau să te întreb dacă faci și fantezii. Dar stai că nu ai auzit despre ce e vorba, poate... Ai accesat mesageria vocală Orange. Înregistrează un mesaj după semnalul sonor. Au. Uite, m-am pus să prost. Poftim? M-am pus să prost. Te culci? Da. Păi și vreau să ne vedem. Am înțeles. Deplasări faci? Am pe nevastă mi-a plecat la măsa cu Paștele și... Nu. Ok, super. Mă deplasez, nu-i problemă, dar vreau să te întreb dacă faci și fantezii. Ce fantezii? Roleplay, ai făcut vreodată? Să jucăm roluri? Nu. Ok. Eu aș vrea să ne jucăm de animalele atunci când facem sex. Te interesează? Nu. Plătesc în plus. Cât îmi cer tu, atât plătesc. Nu-i problemă. 200 de euro dacă vrei. Dar stai o oră dacă dau 200 de euro. Când facem sex, să facem ca animalele. Ok, bravo. Ok. În ce zonă stai? Martin Holia, numărul 4. Mai spune o dată, te rog? Martin Holia, numărul 4. Martin Holia, numărul 4.
Cred că ajung în 20 de minute, e ok? Ok, mă fac 5 minute. Bine. Dar te rog să nu te răzgândești, că am mai pățit, adică când am ajuns acolo... Da, dar reliște, nu. Bine, ok. Hai că ajung în sens, în 20 de minute. Bine, pa, pa. Da. Alo, bună, ce faci? Bună, bine. Lucrezi acum? Putea să ne vedem în jumătate de oră, dar vreau să te întreb... Spune. Da, lucrez. Vreau să te întreb dacă faci și deplasări cu oameni, pe mi-a plecat la mânsa cu Paștele. Nu, am întors la mine. Ok. Fantezii faci? Ce fantezii? Roleplay ai făcut vreodată? Să ne jucăm roluri. Ce înseamnă? Să ne jucăm roluri, adică eu sunt animal play, se cheamă. Să ne jucăm de animalele atunci când facem sex. Să ne jucăm de animalele? Da. Adică, când ești băcuță, când ești cățeluș, când... Ce am o fantezie? De ce? Adică plătesc? Plătesc? Da, nu știu dacă e de judecat, fiecare cu dabla lui. Nu vreau cu animalele, de ce să fac eu? Că te plătesc! Nu vreau, nu fac. Că nevastă mea, de exemplu, nu vrea să facă, adică a făcut odată, a făcut ca găina, dar... Nici nu colcodăcea cum trebuie, nici nu... Ai, nu, ce amuzat pot să fii! De ce, mă, vorbesc serios? Dacă nu răspunde asta, sună mâna pe la... Da? Alo, bună, ce faci? Bine. Lucrezi acum, putea să ne vedem în jumătate de oră? Da. Vreau să te întreb dacă faci deplasări cu oameni pe nevastă, mi-a plecat la masa cu Paștele și sunt singur acasă, mă cam plictisesc și... Mi-era la lene să ies. Unde să vin? Sunt aproape de centru. Nu am locația mea dacă vrei. Poftim? Da, locația mea dacă vrei. Ok, bine, vin la locație, dar faci fantezii? Nu. Ok, bine, atunci. Dar nu vrei să mă plătesc în plus, adică nu tarif normal. Păi la locație, dar vreau să știu dacă faci roleplay. Adică? Adică să ne jucăm roluri. Da. De exemplu, mie îmi place să mă joc de animalele atunci când fac sex. Să mă joc cu animalul? Da, da, da. Și tu. Adică să fim, de exemplu, când suntem cățeluși, când suntem cai, când suntem... Ce îmi spui tu cât costă și plătesc? Da, bine, bine, pa. 200 de euro, bine? Bine, pa, pa. Așa, ia să le sunăm pe fete dacă vor ceva de băut. Deci 3 au răspuns din 20. Le sunăm acum apoi să le întrebăm dacă vor ceva de băut. A, da. Alo, bună, uite, am ajuns la supermarket și vreau să te întreb dacă vrei să bei ceva și ce să iau de băut. Nu, dau nimic. Ok, bine, atunci hai că vin, dar uite, e ok dacă cumpăr și o conservă de asta de carne pentru pisicuțe? Da? Dacă cumpăr și o conservă de carne pentru pisicuțe, e ok? Păi da, mă ne știu, păi. Păi de ce? Păi asta înseamnă să facem roleplay, să ne jucăm. Am înțeles, ok. Dar nici măcar să te prefaci, așa că când ne jucăm, să nu trebuie neapărat să le înghiți acum. Nu, bun. Poftim? Bine. Bine, hai că ajung, cred că, nu știu, în 10 minute sunt acolo. Te sun când sunt în față, da? Bine. Bine, bine, pa. Da. Alo, bună, am vorbit puțin mai devreme. Sunt pe drum și am ajuns la un supermarket. Vreau să te întreb dacă vrei ceva de băut, ce să-ți iau. O suc, ok, super. Vreau să te mai întreb dacă e ok să iau și o cutiuță de asta de carne pentru pisici când ne jucăm să te prefaci cu... Da? Da. Bine, hai că ajung acum. În 10 minute, un sfert de oră maxim sunt acolo, da? Bine, bine, pa. Okay. Suc, preferință ceva cu acid sau natural? Natural. Natural, ok, bine. Pa, pa. Asta sigur o să vrea țigări. Nu știu de ce am o presimțire că o să vrea țigări. După voce.
bună! Am vorbit puțin mai devreme, m-am pus la drum și am ajuns la un supermarket în ăsta să iau ceva. Vrei ceva de băut? Ce să-ți iau? Dacă vrei să-mi iau un pachet de țigări Davidoff Slim Gold. Ok, super. O să iau Davidoff Slim Gold. Așa. De băut ceva să-ți iau? Nu, mersi. Ok. Vreau să te mai întreb dacă e ok să iau și o conservă de asta de carne pentru pisicuțe, să ne jucăm cu ea când ajung acolo. Nu trebuie neapărat să o înghiți, doar așa, să... Ți-am zis, nu trebuie să o înghiți, doar să... Nu, urât doar când vă miroși, apoi și mai încălcă. Da, am înțeles, bine atunci. Bine, hai că ajung în 15 minute. Deci ai Davidoff Gold, nu? Da, bine. Bine, bine. Pa, pa. Mâncarea de pisici nu-ți place, dar țigările pe munca tare le-ai grea.